O școală potriceală ar crește considerabil șansele de angajare a persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire. Pe lângă celelalte cunoștințe dobândite, cursanții ar avea în primul rând posibilitatea de a învăța o meserie. O școală care să educe tinerii după un liceu pentru o altă profesie decât cea care este oferită acum înseamnă a dezvolta paleta de meserii, înseamnă a aduce la Buzău tineri din alte județe și a menține sau a crea locuri de muncă pentru profesori care pot lucra în învățământul special. Ideea înființării unei școli post-liceale este urmarea creșterii numărului de persoane cu deficiențe de auz și mai ales a dificultăților întâlnite la angajare. În urma ultimului dialog purtat la Primăria Municipiului Buzău, ideea a venit de la o tânără fostă absolventă a școlii elementare din Buzău, de Surzi, care a urmat liceul la Focșani, o școală post-liceală de optică medicală, o școală post-liceală care nu prea ajută pe tineri. Și atunci, din toate aceste discuții purtate cu tinerii care devin absolvenți ai unei forme de învățământ speciale, fără auz și fără comunicare verbală, în atelierul meșteșugarilor Surzi nu se regăsesc toți, nu toți au această abilitate. În schimb, ei pot îngriji foarte bine o persoană singură, fără auz și fără comunicare verbală, care ajunge la o vârstă de 60 de ani, 70 de ani. La această oră în municipiu există deja o unitate protejată în care lucrează cu carte de muncă 3 persoane cu dizabilități.